de dimineață, te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să Bună dimineața! Bine v-am găsit! Cafeaua de dimineață, o nouă cafea, subiecte, nu știu dacă noi neapărat, dar de interes. Astăzi vom intra în legătură directă cu Radu Firăstrău, directorul DSP Neamț, dar până atunci câteva lucruri asupra cărora aș vrea să reflectați. De exemplu, ieri medicul anestezist Cătălin Denciu, cel care a intrat în flăcări pentru a salva pacienți din incendiul secției ATI de la Spitalul Județean Neamț, a fost distins cu un premiu acordat pentru atitudine, sacrificiu, exemplu profesional și uman de către Organizația Mondială a Sănătății. Asta s-a întâmplat chiar în momentul când s-au deschis lucrările celei de-a 74-a adunări generale a acestui organism. Este o recunoaștere a curajului lui Cătălin Denciu, a suferințelui acestuia, dar poate ar trebui să stăm să ne gândim un pic dacă nu avem nevoie ca nenorociri ca aceea care s-a întâmplat la Piatra Neamț să fie evitate. Să nu avem medici premiați pentru așa ceva, să-i premiem pentru lucrurile bune pe care le fac, pe care pot să le fac. Pentru că tot vorbeam de nenorocirea de la spital, aș vrea să vă mai spun ceva. În mod normal, în acest moment, spitalul din Piatra Neamț ar avea posibilitatea, dacă ar fi noua secție de terapie intensivă pornită, să primească și alt gen de pacienți, pacienții cronici, pentru că așa ar fi normal. De la nenorocirea de atunci, iată că nu putem intra în normalitate acum. Nimeni deocamdată nu este vinovat pentru ce s-a întâmplat atunci. Și cred că e o prostie să căutăm vinovatul pentru secunda X. Vinovații pentru nenorocirea de la spital și alte nenorociri de la spital nu poartă neapărat halatele albe de acolo. Poate doar aceia care pe lângă halatul alb și-au îmbrăcat și halatul de director. Nu. Vinovații sunt în altă parte. Sunt cei care s-au bătut cu pumnul în piept că au dat bani la spital, dar banii au fost dați cu o anumită direcție, cu un anumit scop și pentru anumite interese. Nu pentru interesul general al pacientului. Pacientul este undeva în planul 2, este mijlocul prin care se pot scoate bani și cheltui bani. Nu este în centrul întregului sistem. Așa, bătut un piept cât de bine facem noi și cât de mult facem noi, câtă aparatură luăm noi și stă pe câmpuri, pe la lețcani, este simplu și ușor. Da. Asta apropo de spital, vom mai reveni asupra subiectului pentru că sunt multe lucruri de discutat acolo. Multe lucruri se întâmplă la nivelul OZN-urilor administrative și medicale în spital. Orice faci, oricum te învârți, dai de aceeași matusalemi administrativ care vor ei să conducă acolo, nu în interesul pacientului, repet. Aș vrea să insist asupra unei știri care a fost dată pe Mesagerul de Neamț, dar nu a fost poate suficient de explicată și este un exemplu al unei instituții care nu știe să valorifice nici măcar lucrurile bune pe care le face.
Pentru joi, în ședința Consiliului Local, există un proiect de hotărâre prin care toți elevii din ciclu preuniversitar pot beneficia de transport gratuit cu mijloacele de transport în comun de pe raza municipiului, dacă scot un abonament, mă rog, e o chestie administrativă. De ce spun că acesta este un lucru foarte important? Pentru că dacă toți copiii s-ar duce la școală cu mijloace de transport în comun, toată aglomerația aceea nebună de dimineață și după aceea la prânz când se pleacă acasă, bine, atunci e un pic mai puțin, n-ar mai exista. Pentru asta, nu e suficient ca primăria să dea această gratuitate. Trebuie să se asigure că avem un transport în comun, la acele ore de vârf, civilizat, în care copiii să nu stea claie peste grămadă, sau avem niște mijloace de transport în comun numai pentru copii. E destul de complicat ca sistem să fie numai pentru copii, dar nu e imposibil. Trebuie salutată inițiativa executivului primăriei și probabil că vor vota și consilierii locali această hotărâre, care, în timp, ar trebui să producă efecte. Adică, tot mai mulți copii să meargă cu mașinile, cu transportul în comun spre școli și de la școli, iar transportatorii să fie nevoiți, obligați să asigure un transport civilizat. Ceea ce, probabil, încă va mai dura la Piatra Neamț. Astea au fost cele două lucruri asupra căruia vreau să insist. Haideți să mai spunem că primăria ne anunță că la toate târgurile care se vor face de către primărie, cei care vor dori să vândă acolo vor trebui să aibă posibilitatea de a elibera bon fiscal. Asta este o normalitate teoretic. Practic, vom mai vedea. Ideea nu este rea, să vedem cum vom reuși să o implementăm. Haideți să încercăm să stăm de vorbă și cu domnul Firăstrău, dacă reușesc eu să găsesc numărul de telefon, pentru că nu știu ce s-a întâmplat, probabil că l-am șters din greșeală, nu-mi dau seama. Așa, să vedem ce se întâmplă în acest moment cu vaccinarea și cu spitalele din Neamț, subiecte importante. Domnul Firăstrău trebuia să vină în emisiune în această dimineață, dar din motive absolut scuzabile va trebui să facem această emisiune prin telefon. Bună dimineața, domnul director! Bună dimineața, domnule Bănămescu! Bună dimineața tuturor celor care ne urmăresc! Îmi cer scuze că insist totuși ca să intrăm în emisiune. Mi-ați explicat de ce nu puteți ajunge și am înțeles. Domnul director, cum stăm cu vaccinarea? Este un subiect care, să spunem așa, la ordinea zilei, că până și în guvern se vorbește de strategii noi. Deci, care este situația? Domnul Bălănescu, dați-mi voie foarte pe scurt, înainte de a vorbi despre vaccinare, să fac o referire la situația în ceea ce privește pandemia la noi în județ. Mă rog. În scurt timp vom ajunge la 19.000 de cazuri pozitive, însă în mod real această cifră trebuie mulțită cu 2 sau cu 3. Acestea sunt doar persoanele care, în urma testării, au devenit oficial pozitive. Din păcate, ne apropiem și de borna de 700 de decese. Dar nici această cifră nu prezintă în totalitate realitatea, pentru că există foarte, foarte multe persoane care din cauza COVID-ului au dezvoltat alte boli, au dezvoltat alte patologii, boli renale, boli cardiovasculare, boli psihice, boli de plămâni. Și sunt foarte, foarte multe persoane care au rămas cu sechele. Și din păcate nu avem o estimare exactă a acestora. În legătură cu vaccinarea... Haideți să nu trecem așa de ușor peste asta.
Estimare nu există, că e greu. Multă lume nu s-a mai dus... Nu s-a mai dus... Și legătura între COVID și bolile pe care le-au dezvoltat ulterior. Da, deci nu e ușor să faci statistici pornind de la aceste date. Nu e ușor și oricine poate să vină să spună că statistica aceea nu este corectă. Bun, legătura între... Da, legătura între numărul de bolnavi, numărul de decese poate fi făcută și prin numărul de vaccinări, că dacă ne vaccinăm teoretic cât mai mulți, scade numărul bolnavilor sau posibilitatea de a ne infecta în viitor și probabil și va scădea și numărul deceselor. Deci, absolut. Cum stăm? Îmi amintesc, domnul Bălănescu, că acum un an, când intram la emisiune, îmi amintesc că vă spuneam că nu există profilaxie, că nu există prevenție, nu există tratament și nici vaccin pentru acest virus. Și poate puțină lume credea că într-un timp atât de scurt va apărea acest vaccin. Iată că îl avem încă începând cu luna decembrie. Chiar dacă în decembrie mi se părea greu de crezut că vom avea 19 centre de vaccinare în Neamț cu 23 de fluxuri, iată că acest lucru s-a realizat și cu ajutorul celorlalte instituții și cu ajutorul UAT-ului și pe această care țin să mulțumesc primarilor care s-au implicat în acest proces. Astăzi avem o capacitate de vaccinare de aproximativ 2500-2600 de doze zilnic, dacă punem la socoteală și cele două centre drive-thru nou înființate. În cele mai bune zile am vaccinat între 1700 și 2000 de doze zilnic. Din păcate, astăzi acest număr a scăzut la jumătate. Practic cât am vaccinat săptămâna trecută? O medie cam de 900-1000 pe zi. Săptămâna trecută vreau să vă spun că am atins borna de 100.000 de doze administrate la Neamț. Astăzi avem în jur de 107.000. S-au vaccinat cu aproximație 61.000 de persoane, dintre care 46.000 cu schemă completă de vaccinare, adică au și rapelul făcut. Aici includem și pe cei cu Johnson & Johnson, nu? Da, 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 care evident au o singură doză. Am văzut, în schimb, un top național zilele trecute, în care, uitându-mă în coada clasamentului, așa, noi suntem cam pe locul 5. De la coadă. Din păcate. În același timp am observat că din ultimele 7 județe, 6 sunt din Moldova. M-am uitat și la vârful clasamentului, care are, de exemplu, București, e de primul loc, a reușit să vaccineze cam 36% din populația rezidentă. Pe locul 2, Cluj, Sibiu, Brașov, Constanța, mă rog, Bodnea s-ar putea să nu fie chiar aceasta. Dar uitați-vă la județele care sunt dezvoltate din punct de vedere economic, la județele care, trebuie să spunem, sunt mai dezvoltate și din punct de vedere al civilizației, cum reușesc totuși să ajungă la un procent foarte sus cu vaccinarea. Și din păcate noi în zona Moldovei ne aflăm așa, la un procent în jur de 13-14%. Bun. Se face referință la populația rezidentă. Eu cred că multă lume din zona Moldovei totuși este plecată și peste hotare. Eu știu, de exemplu, că am un vecin care stă în Germania de 10 ani și figurează tot aici la mine pe scară. Dar asta arată că în zona Moldovei, într-adevăr, și mai avem o statistică în general valabilă, este că vaccinul în general în zona Moldovei are o rată mai scăzută față de restul țării, indiferent de vaccinul, că vorbim de vaccin HPV, că vorbim de PROL, că vorbim de vaccin antigripal. Am înțeles. Dar haideți să facem o legătură între locurile astea care sunt fruntașe la coadă și faptul că suntem fruntași într-un alt clasament al sărăciei. Cam aceleași județe care sunt pe ultimele locuri la vaccinare sunt pe primele locuri la sărăcie.
Și sărăcia nu înseamnă, cum să vă spun eu, numai faptul că oamenii sunt săraci, ci și faptul că oamenii nu sunt informați, nu au posibilități de informare precum ceilalți. Și de aici rata redusă de vaccinare. Eu așa cred. Dumneavoastră... Este și aceasta una din cauze. Totuși, în județele din zona Moldovei, este preponderentă populația din zona rurală. Județele din top 5 au o populație foarte numeroasă în zona urbană. Și, în general, în țară, chiar și la noi în județ, zona urbană s-a vaccinat destul de bine. Mai rău stăm în zona rurală. Bun, și ce facem? Dacă va veni cumva un al patrulea val, eu sper din tot sufletul că acesta să fie ultimul, dar dacă va veni un al patrulea val, aceste județe vor fi primele care vor ieși din blocaje. Sunt județe care, în care copiii vor merge la școală, sunt județe în care se vor dezvolta afacerile, se va dezvolta economia. La noi, în schimb, vom avea localități carantinate, vom avea școli cu copii care vor învăța în mediul online, și vom avea și probleme din punct de vedere economic, evident. Da. Încercăm să găsim soluții. Cred că până acum s-a vaccinat o anumită categorie de persoane. Nu vreau să se interpreteze greșit. Mă refer la persoane care au fost mai hotărâte, persoane care au înțeles mai repede beneficiile vaccinării, persoane mai prudente, dacă vreți. Cred că urmează să ne adresăm unui alt tip de cetățean. Și anume persoana puțin mai nehotărâtă, persoana puțin mai indecisă. Cu siguranță trebuie să ne îmbunătățim și noi comunicarea. Cu siguranță trebuie să avem o altă abordare. Va trebui să mergem pe strada persoanelor respective și să vaccinăm. Și vom avea succes. Avem experiență deja cu caravanele mobile. Avem experiență cu echipele mobile. Am început această campanie pe data de 7 mai cu Tarcău. Pe 10 s-a vaccinat la Săbăuani, unde a fost un adevărat succes. Acolo s-au vaccinat peste 450 de persoane. Și chiar zilele trecute primarul de acolo m-a sunat că a mai făcut o listă și dorește să revenim în localitate. Asta este foarte bine, dar asta înseamnă implicarea primarului, în primul rând. Cred. Și a bisericii. Și a bisericii. Mai puțin științifică. Spune că dacă în zona rurală vrei să te atingi un scop, ai nevoie de 4 elemente. Preot, primar, medic și cărciumar. Acolo unde am avut implicarea a cel puțin 3 din aceste 4 elemente, rezultatele s-au văzut. În alte localități, feedback-ul a fost mai slab, într-adevăr. Da. Bun. Haideți să vedem concret. Deci la orașe, mă rog, rămân centrele, dar atenția va fi îndreptată spre mediul rural. De ce în ultima perioadă, de când au început să scadă numărul de cazuri, totuși zona Valea Muntelui s-a menținut ca o zonă fruntașă? Era zona în care mai aveam localități pe roșu și pe galben, cu preponderență. Acolo s-a întâmplat ceva cu vaccinarea? Cu siguranță sunt zone în care populația este mai reticentă. Sunt zone în care poate nu s-au păstrat nici măsuri, nu s-au respectat nici măsurile așa cum trebuia. Și de aici au apărut și consecințele. Dar v-am spus, nu aș spune concret că numai pe acea zonă, ci aș generaliza și aș spune că pe zona rurală, într-adevăr, vaccinarea merge puțin mai greu. Dar încercăm să intensificăm acțiunile cu echipele mobile și cu siguranță vom reuși. Nu vreau să uit despre medicii de familie. Sunt 98 de medici de familie care au intrat în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și care doresc să participe la activitatea de vaccinare. Deja noi am distribuit vaccin către 38 dintre aceștia. Deci a început vaccinarea cu Johnson & Johnson la medici de familie. Cred că s-au administrat undeva la 1600-1700 de doze deja. Am înțeles. Bun. În
În instituția dumneavoastră, în acest moment, există vreun plan cu privire la reluarea activității normale, sau mă rog, aproape normale, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț? Chiar astăzi, la ora 1, vom avea o ședință cu toate spitalele din județ. Urmează să stabilim o strategie de viitor, prin care toate spitalele vor trebui să trateze și pacienți COVID și pacienți non-COVID. Să luăm, de exemplu, cel mai mic spital din județ, Spitalul Bicaz. Va trebui să țină pacienții COVID ușor simptomatici. În momentul când acel pacient, starea acelui pacient se agravează, să-l transfere la un alt spital. Dacă m-ați întrebat strict de spitalul de la Piatra Neamț, transformarea acestuia într-un spital mixt depinde exclusiv de termenul de finalizare a spitalului modular din curte. Deoarece secția de chirurgie are nevoie de o secție ATI non-COVID. Structura actuală nu permite acest lucru. Prin urmare, așteptăm propunerea lor în momentul în care va fi finalizată această lucrare. Aveți vreun semnal când va fi finalizată? Probabil că la începutul lunii viitoare. Din câte am înțeles. E bine că vom avea măcar la sfârșit, la începutul lunii viitoare, la sfârșitul lunii viitoare. Da, o asemenea secție. Deci asta presupune că secția externă, cum ar veni, rămâne pentru COVID, să spunem, și secția în care acum se tratează COVID va fi la dispoziția celorlalte patologii, nu? Probabil că aceasta va fi soluția, dar inițiativa trebuie să vină din partea lor. Ei trebuie să propună. Și până acum nu există nicio inițiativă? Nu, dar chiar astăzi, v-am spus, la ora 13 avem o întâlnire și vom pune în concret lucrurile pe hârtie. Bun, deci spitalele Roman, Târgu Neamț, Bicaz vor primi pacienți COVID, doar în cazurile grave îi vor transfera. Am înțeles bine? Absolut. Vom discuta și despre posibilitatea de a deveni mult mai flexibili, în sensul că dacă stabilim astăzi, nu știu, pentru patologia COVID, un număr de 20 de paturi, să fim foarte rapid gata să intervenim, să micșorăm sau să mărim acest număr în funcție de necesități. Am înțeles. Eu, ce să zic, dacă mai e ceva, vreun anunț de făcut, apropo, care să ajute campania de vaccinare, vă rog să spuneți acum. Cred că am spus suficient. Dacă îmi dați voie, aș dori să mulțumesc și personalului, colegilor de la DSP, care au avut un an foarte greu. Le mulțumesc pentru munca depusă și le transmit că această perioadă ne-a unit și mai tare și ne-a întărit. Da, haideți să... Am mulțumit tuturor și îi omisesem pe ai mei, cum ar veni. Haideți un pic să vă citesc două, trei mesaje. Cică, cum s-a anunțat, de exemplu, la Tarcău vaccinarea din gură în gură sau în zona rurală montană, zona în care la unele case, din ce în ce mai multe, ajunge doar preotul cu ajunul, dacă ajunge. Deci există asemenea zone în care se ajunge foarte greu. Da, v-am spus, ne bazăm și pe ajutorul autorităților locale. Ne bazăm pe primari, în special, pe ajutorul lor. Și vă spun din experiență, acolo unde primarul a pus un anunț la primărie sau, nu știu, sau pe Facebook, feedback-ul a fost destul de slab. Acolo unde primarul s-a implicat total, în sensul că a pus mâna pe telefon și a sunat lumea, sau a desemnat niște persoane ca să facă acest lucru, a fost o campanie de succes. Apropo de Spitalul Bicaz și de tratament COVID, comentariu. Domnilor, acolo niciun gips nu se efectuează, se pune. Pacientul a fost trimis pentru gips la Roman. Deci probabil că va trebui să ajungem să discutăm un pic și despre nivelul de ghilimele, competență al unor spitale. Vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune. Oameni buni, a fost domnul Radu Firăstrău, directorul DSP Neamț. Eu aș vrea să vă dau acum o știre, ca să spunem așa,
nu știu dacă e premieră, bănuiesc că da, prin decizie a Guvernului României, semnată de primul ministru Florin Vasile Câțu, în Neamț s-a întregit echipa prefecturii, a fost numit pe o perioadă de timp, deci ca secretar general al prefecturii, un domn, domnul Gheorghe Palade, care, din câte am înțeles, provine chiar din cadrul instituției. Deci, articol unic, începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, adică de la publicarea în Monitorul Oficial, domnul Gheorghe Palade, șef serviciu pentru afaceri europene, relații internaționale, dezvoltare economică, strategii și programe guvernamentale, monitorizarea serviciilor publice deconcentrate, așa, exercită cu caracter temporar funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al instituției prefectului pe o perioadă de 6 luni. Este o funcție nouă introdusă în prefecturi, am înțeles că este importantă, practic preia multe din atribuțiile pe care acum le avea prefectul, este întregirea, cum spuneam, a echipei de conducere de la prefectură, mai rămâne să avem echipă de conducere și la primăria Piatra Neamț, să avem buget și printr-o comună de pe Valea Muntelui, unde între primar și viceprimar nu există dialog, între viceprimar și restul unității administrative nu există dialog. Poate încet, încet ne întoarcem la normalitate. Ne oprim astăzi aici. Am vrut să discutăm despre vaccinare. Este un subiect care e la ordinea zilei, mai ales pe fondul acesta de relaxare totală, de revenirea copiilor la școli în aproape toate școlile din județ. Parcă mai era o singură comună în scenariu galben. Vă doresc o zi bună, să ne vedem sănătoși mâine dimineață la cafea.